O fetiță cu codițe și uniformă de școlăriță. Pășea pentru prima oară în școală, care a fost a doua acasă timp de 8 ani. Acea fetiță era timidă și cuprinsă de emoțiile primei zile de școală și nu știa unde va purta timpul. Ajutată de colegi și profesori, aceasta reușește să-și depășească limitele, să-și învingă temerile, să nu se lase frântă. Dar destul de scutecut. Astăzi, noi elevii clasei a 8-a ne îndreptăm pașii plini de speranță pentru o nouă treaptă în devenirea noastră viitoare. În cei 4 ani de gimnaziu, ne-am format convingerea că învățătura pe care am dobândit-o la Colegiul Național de Arte George Apostol este aceea de a pătrunde în suflet, prin dragoste și bunăvoință care rămân acolo pentru totdeauna. Doamna dirigintă, Doina Obreja, s-a preocupat ca noi, copiii de azi, adulții de mâine, să conștientizăm ideea că educația nu este un produs finit, ci un proces care durează întreaga viață. Cu sufletele încărcate de emoția despărțirii de anii de gimnaziu, ne luăm rămas bun de la draga noastră dirigintă, care ne-a fost ca o mamă și care ne-a îndreptat către lumea cunoașterii, conturând în sufletele noastre alese calități. Profesorii noștri au trudit cu noi în sălile de clasă, prin lecții de înaltă maestrie, pentru a dobândi cunoștințe valoroase și pentru a ne învăța ce înseamnă să fim cu adevărat o parte din societate. Ne mulțumim pentru tot și chiar dacă nu am fost elevii perfecți, noi îi respectăm și îi prețuim. Nu știm unde ne vor purta valurile vieții, dar amintirile din anii petrecuți în acest colegiu ne vor însoți pretutindeni și vom reveni cu plăcere aici. Nimic nu ne oprește să avem visul îndrăznițe, să fim mai înalți ca munții, mai repezi ca apele, mai luminoși ca soarele, mai drepți ca brazii, mai buni decât ne cred cei din jur. Căci așa ne-au crescut părinții și așa ne-a învățat școala. Astfel, așa a început și a la sfârșit călătoria unei fetițe în anii de gimnaziu, un capitol important și plin de amintiri frumoase. Dar, acum va începe adevărata poveste și de-abia așteaptă să fie scrisă. Dragi colegi, vă doresc mult succes în tot ceea ce vă propuneți. Acum, vom înmâna cheia succesului elevilor de clasa 7-a, un simbol însoțit de gândurile noastre bune. Toate strădania, trăirile și rezultatele voastre. Pe ea regăsindu-se amprenta fiecărui elev, învățător, profesor. Vă promitem că vă păstra cu sfințenie și vă dorim ca după ce pe care vă îndreptați, fie păstrați cu frumoasă realizări. Noi nu primim înțelepciunea, spunea Cristi. Trebuie să o descoperim în noi înșine, după operatorie pe care nu o poate face cineva în locul nostru. Mult succes!